Un nou maraton de vaccinare în capitală. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 26 iunie, la Palatul Republicii, iar potrivit primarului municipiului Chișinău, Ionceban, Ceban, în cadrul acestuia va fi folosit preponderent vaccinul Sputnik V. Dar vor fi prezente și vaccinurile AstraZeneca și Sinopharm. Procesul va decurge fără programare prealabilă, fiind aplicat principiul primul venit, primul servit. Menționăm că în data de 19 iunie, Republica Moldova a recepționat încă un lot de 64.000 de doze de vaccin Sputnik V, donație din partea Federației Ruse. Totodată la acest maraton va fi disponibilă vaccinarea și cu AstraZeneca și Sinopharm. Stimați cetățeni, vă rugăm Frumos, să nu dați buzna peste medici, la maraton sigur că vom solicita și suportul poliției să ne ajute pentru a fi menținută ordinea publică. Facem acest lucru pentru a fi mai aproape de oameni și pentru a ajuta.